Cine țineți în seara asta între FC, SB și Dinamo? Pentru mine nu e. Cu Dinamo București. Cu Dinamo București? Bineînțeles. Deci SB pentru mine nu există. Din punctul meu de vedere, această echipă doar să fie în Liga 4 sau în Liga 5 în așa. Din punctul meu de vedere, deci n-am cum să țin cu această echipă. Nu, eu nu am făcut altceva decât să-mi fac datoria. Sunt foarte fericit. Am două decizii în alte curte ca să deschizi prin care am luat numele comercial și marca. Și cred că am intrat în istorie, indiferent ce se poate întâmpla după acum, să fiu pedepsit, sancționat, oricum, numele și marca e dat acasă. Salutare, Roșal Baștilor, și bine v-am găsit la un nou video de pe acest canal de YouTube. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi pe live-ul cu Coco și sperăm că v-a plăcut. Nu uitați că urmează un live incendiar cu un domn care, atenție, a făcut junioratul la Clubul Sportiv al Armatei și ne va spune adevărul despre acest litigiu. Aveți canalul și pagina lui de Facebook în descriere. Live-ul îl vom anunța pe Instagram și pe Facebook. Am scris un articol pe pagina de Facebook și pe Instagram legat de acest litigiu. Am decis să numesc seria Cine și unde este Steaua București, unde veți afla adevărul pentru totdeauna. Vom realiza această serie pe niște părți, dar nu știm pe cât ne vom întinde și sperăm să vă informăm cât mai corect posibil. Să începem cu nașterea celui mai galonat club din România și totodată din Europa de Est. Pe data de 7 iunie 1947 a luat ființă clubul care se află în prezent în Liga 1 Steaua București. Clubul de fotbal a primit inițial denumirea de ASEA București, adică Asociația Sportivă Armatei, iar culorile roșu-albastre ale clubului provin de la Armata Regală. Ordinul de înființare al Asociației Ministerului de Apărării a ieșit doar la 20 august 1947. Cea mai iubită echipă din România s-a înființat datorită unor ofițeri ai casei regale a armatei, ulterior generalul Mihail Lascăr, fostul comandant suprem al Armatei Regale Române, semnând decretul. Puternic susținut de regimul comunist, ASEA București a jucat direct în prima divizie, fiind exclusă echipa de tradiție Carmen București. În 1948, echipa armatei, la acel moment, și-a schimbat denumirea în CSCA, adică Clubul Sportiv Central al Armatei, dar și FCSB are 4 litere, e vreo problemă? Ulterior, în 1950, schimbându-și din nou denumirea în CCA, adică Casa Centrală a Armatei. Echipa era aceeași. În prima divizie nu s-a schimbat decât denumirea clubului, iar acesta nu a retrogradat. La sfârșitul anului 1961, CCA și-a schimbat numele în CSA Steaua București. Motivul a fost prezența pe stema clubului a unei stele roșii, care a fost schimbată într-o stea galbenă simbolizând tricolorul românesc. Atenție, numele CCA a fost schimbat în steaua din ordinul lui Ceaușescu. Șeful statului nu mai dorea să se strige pe stadioane Huu Armata sau Jos Armata. Anii de glorie au urmat, adică știți și voi, hegemonia stelei 1986-1990, iar armata a fost somată de UEFA și de FIFA încă din 1997 cu privire la cluburile departamentale. Iar la începutul anului 1998 a venit ultima obligație prin care UEFA și FIFA cerea echipei CSA Steaua să găsească un investitor pentru a da clubul la privat, adică societate pe acțiuni sau asociație non-profit. Despre ce a urmat vom vorbi data viitoare. Eu am fost Berlin și ne auzim cu partea a doua în curând.